Bună ziua, dragilor, cum găsim la întâlnirea cu profunde? Punem la treabă, nu cu foarte mult entuziasm, pentru că Ștefania mi-a pregătit o problemă, spune, de aia cu 77 stele. Eu sunt foarte tare frământat să văd cum consum timpul ca să n-ajung acolo. Dar hai, începem. Bine, hai, te rog. Temă pentru clasa A, 5. Așa, fără geometrie. Să poartă un duel destul de interesant între mine și Ștefania. Ea și-a propus ca să mă prindă cu o problemă pe care nu pot să o fac. Bine, așa, hai, de. Dacă 6 pe X... Test sau ce este? Testul 1. Așa, testul 1. De la pagina care? 43. Zice, dacă 6 pe X egal cu Y pe 5. Dacă 6 pe x egal cu y pe 5, atunci determinați valoarea expresiei 128. Atunci expresia e egal cu 128 minus 3 ori xy. Egal cu cine, da? Da. Să vedem cu cine este egal expresia asta. Păi, pe 6 supra x egal cu y pe 5. Se înscrie ca 6 ori 5. Echivalent, deci cu a spune că 6 ori 5. 6 ori 5 este egal cu x ori y. Asta era. Adică x ori y egal cu 30, 30. Nu? Da. Deci rezultă că x ori y egal cu 30. Și noi nu facem decât să locuim sus. Așa că expresia va fi egal 128 minus 3 ori 3 ori 30 și egal cu 128 minus 90, da? Și face cât? 38, parcă bine, da? 38. Răspunsul, valoarea expresiei este 38. 2. Determinați numărul natural știind. Determinați natural știind că 5 pe 11 este egal cu n pe 88. Egal cu n pe 88. Păi, facem la fel. 5 ori 88 este egal cu 11 ori n. 5 ori 88 egal cu n ori 11, da? Acum, 5 ori 88. Nu mulțim. Știi de ce? Pentru că am observat că se poate împărți prin 11. Da. Deci scoatem pe n de aici. Deci n va fi egal cu... Deodată puteai să zici. Este 5 ori 88 supra 11. Da. Nu? Cu plusul ăsta ori 2, mulți împărți la celălalt. Deci nu e egal cu 5 ori 88 supra 11. Și se simplifică 88 cu 11. 8, da. Și 8 ori 5 egal cu 40. Da? 5 ori 8 egal cu 40. Asta tot nu trebuie să găsim pe 3. O bicicletă costă 220 lei. Deci o bicicletă costă 220 lei. Prețul se mărește cu 15%. Prețul crește cu 15%. Cât va costa bicicleta după mărirea prețului, nu? Da. Păi, dar nu te așteptat. Așa. Da. Acum. Cât va costa bicicleta? Acum facem 15 pe 100. Așa. Deci 15 pe 100 220. Din 220 egal cu... Și se simplifică 11. Înseamnă 15 pe 100 mulțit, nu? Da. Asta înseamnă. Tu cred că ești deodată mulțit. Da. Înmulțit cu 220, un 0 se duce repede. Da, și rămâne 15. Așa, 15 cu 10 sus, jos, ia simplificăm printr-un cât? Nu merge. Da. Prin 5. În ultima cifră e 5 sau 0, prin 5.
Și ne-ar rămâne sus 3, nu? Da. Și respectiv 2. Să mai simplifică ce? 22. Da? Și îmi face sus 11. 1. Și final vine 3 ori 11. 33. Pe 1. 33. Ce reprezintă 33? Cu cât s-a mărit prețul. Creșterea, da? Creșterea. Și atunci, ca să văd noul preț, la 220 vechiul preț, adăugăm 33, egal cu 253, noul preț. Un televizor costă 480 de lei. Deci un televizor costă, ce ai zis? 480 lei. Prețul lui se reduce cu 5%. Prețul se reduce cu 5%. Cât va costa televizorul? După reducere. Așa. Cât va costa după reducere? Ai mai văzut vreodată să fie o problemă pe tablă conținutul până acum? Nu. Nu. Știi de ce fac? Ca să consum timpul. Avem timp răspuns. Bine, bine. E penultima problemă. Nu o să poate, mai găsim. Testul 2, testul 3. Mai sunt teste acolo. Păi aici e unul din fiecare. E un punct din fiecare. Acum așa ți-o dat? Câte unul? Îl facem de la un mare, până la celălalt. Nu, tot. Nu, mai întâi facem problema de 7 stele. Deci, un televizor costă 480 lei. Prețul se reduce cu 5%. Cât va costa după reducere, da? Hai să vedem cum gândim. 5 pe 100 ori 480. 5 pe 100 ori 480. Și acum se simplifică 0, 0. Da. 5, 10. Cu 10 și face 1 și 2. 2. 2 ăsta cu 48. Iar merge, nu? Da. 2, 4, 2 în 4 de 2 ori, 2 în 8 de 4 ori, 24. Și vine 24 ori 1, 24. 24, cu atâta se reduce. Dacă se reduce, noul preț, cum îl găsim? Păi facem 480 minus 24 și ne dă 445. 456, cred. Dacă scad da. 4 din 10, 456. 56 lei este prețul nou, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Un călător parcurge o distanță astfel. Un călător parcurge o distanță astfel. În prima zi parcurge 20% din distanță. În prima zi 20% din drum. Din drum, da. A doua zi parcurge 50% din întreaga distanță. Tot din tot drumul, da? Da. Din drum. Iar pentru a treia zi... Era a treia zi... Eu mai rămas de parcurs 60 de kilometri. Da? I-au rămas 60 kilometri. Calculați distanța parcursă de călător. Care este distanța pe care o are de parcurs, nu? Care este distanța pe care o are de parcurs? Care este
distanță. Să vedem. Păi, am putea face 20 pe 100 din x. X. Deci notăm cu x. Notăm cu x distanța. Distanța pe care o are de parcurs. Deci notăm cu x distanța pe care o are de parcurs. Și atunci? Și atunci, 20 pe 100 din x. Da? Deci 20 supra 100 ori x. Da. Este în prima zi. Nu? Da. Care înseamnă 20 pe 100 simplificăm și face? 2 ori x supra 10, care se mai simplifică prin 2 și e egal cu 1 ori x. X pe 5, da? Deci în prima zi facem o cincime. În a doua zi. Acum, 50 pe 100. 50 pe 100 din x egal cu, lucrăm să vedem cum facem. 50 pe 100 ori x. Da, simplificăm pentru 10, pentru 10 foarte repede. Da. Și după încă o dată. Și face 5 pe 10. 2x pe, nu, pe 5 simplificăm, da. Un x pe 2, parcă. Da. Da? Deci vine x ori 1 x, x pe 2, parcurge în a doua zi. Și a treia zi, a treia zi înseamnă că are decât doar 60 de kilometri. Cum facem? Dacă știm că prima zi face o cincime, în a doua zi jumătate, în a treia zi 60 de kilometri. Le adunăm? Le adunăm ca să vedem toată distanța. Deci x, mai cu x seamănă toată distanța, nu? Yeah. Deci, din cele trei relații scrise aici, x total egal cu ce-au făcut în prima zi, x pe 5, plus ce-au făcut în a doua zi, care înseamnă x pe 2, plus ce-au făcut în a treia zi, plus 60, care înseamnă echivalent cu. Este o sumă în partea dreaptă. Trebuie să aducem la aceeași numitor, nu? Da. A doua care e numitorul comun? 5. Ai de fapt nu, că e... Ai și un 2. Da. Cât este? E un 5 și un 2? 10, cred. 10, da. Da? 10. Și așa cât amplificăm pe cine? Pe prima cu 2, pe da. A doua cu 5. Da. Și pe ultima de aici? Cu 2. Cu 10, da. Numitorul e 1 aici. Da. Da? Cu 10. Și atunci echivalent, x-ul egal cu o singură linie de fracții, nu? Știm bine. Punem numitorul comun 10. Și atunci gândim. X ori 2. 2, 2x plus 5 ori x da. Plus 600. 600. Da. Echivalent cu. Scoatem un factor comun pe x. Nu-i peste tot. Și adunăm pe ăștia, 2 și cu 5, fac 7. Și amplificăm și aici, că aici se subînțelege că e 1. Ca cele două fracții să aibă aceeași numitor. Da. Da? Deci vine 10x pe 10. Deci apare echivalent cu scrierea următoare. 10x supra 10 egal cu fracția 7 ori x. Da, 7 ori x plus 600, 600 pe 10, da? Și dacă cele două fracții au același numitor, neapărat, dar neapărat, da. Numărătorii sunt egali. Da. Adică, 10x va fi da. Egal, 10x egal cu 7x plus 600. Echivalent cu. Deci 10x egal cu 7x plus 600. Acum...
scădem în ambii membri un... un? 7x, da? Un 7x din ambii membri. Și atunci vine 10 minus 7, 3x. Egal cu 600. Acum... un singur x. Cât face? Păi x egal cu 600 împărțit la 3. X egal cu 600 împărțit la 3 egal cu 200. Deci distanța pe care o avea de parcurs a fost asta de 200. Zice, în prima fază, în prima parte, în prima zi face o cincime. X pe 5. Cât înseamnă o cincime din 200? A cincea parte din 200, împărțim pe 200 la 5. Merge de 5 în 20 de 4 ori, 40 de kilometri. Deci în prima zi face, în prima zi face 40 de kilometri. Da? E o cincime. Vezi, el a spus 20%. Dar 20% înseamnă 1 pe 5. Se simplifică prin 0, prin 2. Deci o cincime înseamnă 1 la 100, da? Deci x egal cu 40 de kilometri prima zi. În a doua zi. 200 împărțit la 2. 200 împărțit la 2, că zice jumătate, da? Da. 200 împărțit la 2, adică 100 de kilometri. Da. 100 de kilometri. 60. Și iată, suma lor este 200. Da, este 40 cu 60, 100 și cu 100. În total 200 de kilometri. Care a fost problema? Hai să vedem încă o dată raționamentul. Ce a avut autorul cu problema asta? A vrut să vadă dacă noi înțelegem bine 20%, ce înseamnă 20%, că e 20 plus 100, din ceva, nu știam numărul. Dar nu știam care e distanța. Și am luat-o cu x. Și 20% din x înseamnă 20 pe 100 ori x, așa am zis, 20 pe 100 ori x, adică a însemnat x pe 5. O cincime. Iar cealaltă 50% din x, 50% e jumătate. Că 100% ar fi nu, tot drumul. Dar 50%, bunoară, eu nu am... o sumă de nu știu cât pentru a cumpăra o mașină. Am numai 50%. Jumătate, adică, din suma care mi-ar trebui. Deci așa trebuie să înțelegem. Și asta a fost x pe 2. E la 30, 60. Și ca să vedem drumul în totalitate, adunăm cele trei mărimi și egal cu x. Sau x egal cu prima zi, a doua zi și a treia zi, cât a rămas. În final, am reușit să găsim relația aceea. Am reușit să... Aici am intrat într-un moment de dificultate, hai să o spunem, să recunoaștem. Aici trebuia să sesizăm că numitorul comun este 10, adică dacă suntem sinceri cu noi, vedem hibile și vedem sensibilitățile. Pentru că operațiile cu fracții sunt foarte importante. Nu se știe când te poți lovi de asta. Deci odată făcute operațiile aceea, cum se adună niște, cum se adună, se scad cu numitorul comun. Cum se înmulțesc două fracții. Prima în numărători între ei și numitorii între ei. Și cum se împart. Prima cu a doua inversată. Nu trebuie uitate. Da, bă, mai mult niciodată. De acum, până la sfârșitul vieții tale și a tuturor celor care ne privesc, trebuie să ținem cont că operațiile cu fracții sunt esențiale. Nimic nu se va putea construi. Iată, aici cei care nu știau că trebuie adus la aceeași numitor și ar fi zis x cu x, 2, x, 5 cu 2, 7. Dai seama cât ce greu ar fi fost. Apoi, cel care nu are numitor, se subînțelege că numitorul 1. Da. Și atunci, iată, numitorul cum se află, facem toată treaba asta. Deci aici ar trebui să știm foarte bine operații cu fracții. Da? După care, lucrurile au mers cât se poate de clar, că de fapt, procentul este o fracție. Procentul 10%, 20, 10 pe 100. Și simplifici și faci o fracție. Deci, iar a face fracția unui număr înseamnă a mulți fracția cu numărul respectiv.
Da, deci asta am avut aici important de știut. Da, sigur că noi facem aceste lucruri cu mult drag. Și cu o tragere de timp. Nu numai asta. Vreau să spun altceva, Ștefania. Faptul că se înregistrează, sigur, dialogul este cât se poate de plăcut între noi, dar trebuie să avem grijă că acolo unde vedem niște sensibilități, adică niște lucruri neclare, să insistăm, pentru că vrem foarte bine să punem la punct. Mergem la problema aceea care mi-a ales-o tu, dar vei vedea... O problemă, numai când m-ai speriat, să zic așa, da? Dar tu ai înțeles că acum e important ca noi să sensibilizăm ce lucruri nu merg, nu numai în dialogul meu cu tine, ci și cu prietenii noștri. Că eu folosesc acest prilej în dialog care avem noi ca să transmit niște lucruri. Fiindcă lecția se înregistrează și se impuse pe internet, ei trebuie să învețe din lecția noastră. Și să înțeleagă că niște lucruri atât de importante nu pot fi trecute ușor cu vederea, ci să punctăm lucrurile care trebuie să rămână definitive. Așadar, tema cam gata este, nu? Din ce mersul sau mai... Mai e un exercițiu. Așa, ștept deasupra. Și continuăm și pe acela, după care mai punctăm niște lucruri. Repet, merg și acolo, dar vei vedea că la exercițiul acela de 7 stele, probabil că va trebui să avem, în afară de cunoștințele foarte bine puse la punct, acelea știința operațiilor cu fracțiuni, și să avem și chestia cei de inventivitate. Ceva ne trebuie nou acolo. Da? Eu nu știu cu ce, la ce probleme te opri tu, dar tot discutăm cu drag, pentru că vedem ce anume se află acolo și cu ce trebuie să ne pregătim, cu ce arme, ca să putem ataca o astfel de problemă. Adică, în momentul în care avionul vrea să decoleze, nu? Ai mers cu avionul? Așa, când vrea să decoleze, el trebuie să capite o anumită viteză. Da. Nu poate deodată de pe loc, decât elicopterul poate să o ia sus, da? Dar avionul așa și noi aici, ca să putem decola în probleme mai dificile, trebuie să alergăm o perioadă pe pământ. Adică să avem foarte bine toate lucrurile acestea puse la punct. Așadar, dragilor, continuăm cu Ștefania. Peste ani, Ștefania, când vei privi la lecțiile acestea, te vei bucura nespus de mult. Ele vor fi, rămâne acolo și vei trăi bucuria cea imensă. Ia gândește tu așa la vreo 40-50 de ani când vei fi și cu copiii tăi vei trece în reviste, lecții și tu vei spune, iată, aceste lecții acolo am fost prezentă eu și am discutat cu proful online. Eu nu vei mai fi, dar tu vei vorbi cu ochii umeziți de bucurie că tu ai fost la întâlnirea cu mine. Zice mai departe. Fracția 15 de 45. Deci fracția... Nu mai trebuie să scrieți. Fracția, să zicem, fracția... 15 de 45. Așa. S-a obținut prin amplificarea fracției x pe y. A, da, deci s-a obținut. Prin amplificarea fracției. Obținut prin amplificarea fracției x pe y cu cine, nu? Da, determinați fracția x, y. Câte soluții are problema? Deci găsim fracția x pe y. Deci găsim fracția x pe y. Ea era o fracție, nu știm noi. Dar după ce s-a amplificat cu ceva, s-a obținut 15 pe 45. Eu aș lua pe 15 pe 45 și de față. 15 supra 45. 15 se poate scrie ca 3 ori 5. Da. Deci 3 ori 5. Iar... 5 ori 9. 5 ori 9. Foarte bine. Adică 9 e și 3 ori 3. Bine. Deci mai pot să scriu că e egal cu 3 ori 5 supra 5 ori 3 ori 3. Da? Da.
Ei, și acum, cine a fost cea de la început care, înmulțită cu același lucru și sus și jos? Deci cine a fost ea, când înmulțită cu același lucru și sus și jos, se reducă spre 15 supra 45. Care sunt variantele? Cazul întâi. Spune-mi tu cine crezi că a fost mai întâi ca formă și după ce am amplificat-o și sus și jos cu același lucru, ea a devenit... Păi mai întâi am amplificat-o cu 5. Așa. Deci poate să fie un 5, că îl vedem și sus și jos, și atunci a fost 3 pe 9. Deci, cazul întâi, 3 pe 9 ori amplificarea cu 5. Parcă aici se spune amplificarea, nu? Cu 5. Acolo simplificare parcă era. Nu, invers, amplificarea în partea aia și simplificarea. Așa vrei? Așa bun? Da, așa știam. Nu, până așa, dar eu din ce știu, simplificările se pun aici. Simplificările. Când amplificam, când aduci la acea ajutor, amplificam aici. Da, da, da. Îmi dai voi aici, da? Da. Deci aici punem cât? Punem cu 5, că am amplificat-o și vine cât? 5 ori 3, 15, supra 45, iată că se declară de acolo. Deci odată o variantă este amplificarea cu 5, a lui 3 pe 9. O altă variantă, cazul 2. Cazul 2, cât a fost inițial și cu cât s-o mulțim noi și sus și jos? Păi acum o amplificăm cu 3. Și atunci a fost 5 pe? 5 pe 5. 10. Pe 15, da. Vezi că se termină 3. Da. Deci a fost 5 pe 15 și am amplificat-o cu 3 și a ajuns la 15 supra 45. Și cazul 3 a fost inițial. Gândește tu că să mulțim și sus și jos cu același lucru. Cât a fost ea inițial, ca asta îmi spune autorul, să vedem cine... Să mă amplificăm cu 15, și sus, și jos. Da. Că e 3 ori 5 și 3 ori 5, nu? Și atunci cât a fost? 1 pe 3. A, da. Nu? Ea a fost 1 pe 3 și atunci... Deci ea a fost 1 pe 3. Și după amplificarea cu 15, a ajuns la 15 supra 45. 15 supra 45. Iată cât de interesant este... nu? Autorul ce a spus? Câte cazuri ai? Câte variante de a lui X pe Y? Răspunsul. Am câte variante. La cazul întâi, X egal cu 3, Y egal cu 9. X egal cu 3, Y egal cu 9 la cazul întâi. La cazul 2, X-ul 5 și Y cu 15. Uite, 5 și 15, că doar asta este X pe Y. Deci noi am avut X pe Y, da? De căutat. Deci X egal cu 5, Y egal cu 15 și în sfârșit X egal cu 1 și Y egal cu 3. X egal cu 1 și Y egal cu 3. Așadar, în clipa de față putem spune că am rezolvat problema și am găsit toate variantele. Înainte de a trece la ceea ce îmi propui tu, eu am să-ți propun să facem un exercițiu, da? Să se aducă la o formă mai simplă expresia. Expresia e egal cu 1 pe 21 plus 3 pe 10 minus 1 pe 25 da? Plus să lăsăm tot aici, totul de împărțit la 3 pe 100 plus o doime totul într-o paranteză dreaptă de la început înmulțit cu 3 pe 5
minus 1 pe 2, într-o paranteză acolată, toată șmecheria asta, împărțit la 0,5, egal cu. Hai să vedem cum operăm aici. Cum propui? Păi, pe 21 și 3 îl putem simplifica. Așa, da? Da. În ce moment se simplifică? La înmulțire. Ah, da. Atenție multă! Deci așa simplificarea pe diagonal numai la înmulțire. Dar când sunt fracțiile așa, de eventual numărător pe numitor, așa, atât. Trebuie să o aducem la același. Sigur că da, la același numitor. Numitorul comun. Ei, care să fie numitorul comun? Ia să privim cu atenție. Cum îl găsim? Cel mai mic multiplu comun de acolo, cel mai mic număr la care să se împartă exact toate. O facem. Sigur că da. Pe 21 îl descompune și egal cu 3 ori 7. Da. Apoi. Pe 10, 2 ori 5. 10 egal cu 2 ori 5. Și 25, 5 ori 5. Adică 5 la a doua. Da. Da? Pe 5 ori 5. 5 la a doua. Și acum cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun este egal cu... 5 la a doua, dintre cei comună pe cel cu puterea cea mai mare? Ori 7 la 7 ori 3, 3 ori 7. Deci ori 7, că nu mai există niciunul, ori 3, că nu mai există niciunul, și ori 2. Da. Pe toți trebuie să-i luăm. Că se iau și cei necomuni. Dacă cei comuni sunt, cum s-au fost 5, o luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Și acum cât ar să fie? 5 la a doua, 7 ori 3 ori 2? De ce 10? Face 50, da? Deci vine 50 odată. 50 ori 7 ori 3, ori 21. Și cât vine 50 ori 21, să de loc să mulțești? 50 ori 21. Face 1050. 5 ori 1, 5. 5 ori 2, 10. 1050. Deci, cel mai mic număr la care se împarte exact este 1050. Așadar, îl spun sigur în linii fracții. 1050, numitorul comun. L-am scris. Și acum să văd cât am, cu cât am plătit pe prima, cât cu a doua, pe a treia. Pe prima o amplificăm cu... Cât e acolo? E 21, da? Da. 25 ori cu 50. Cu 50, că 21 ăla ai, ai pus mâna și 50. Deci pe prima cu 50, da, pe al doua. Pe al doua cu... Cu
41, nu, că e 2 ori 5, a rămas la 9. Deci 2 ori 5 l-ai mușcat. 2 și cu 5 de aici l-ai luat, da, și a rămas 21 ori 5. Da. Un 5 a rămas de aici, da? Da. 21 ori 5, 105. Dar la fel, cum ai vedea? 1050 împărțit la 10, e 30 și vine 105. Deci sunt și situații de astea când de unde îți permite să observi asta. Deci 105. Apoi, aici la 1, intrare numitorul 25, odată 21 și ori 2. Da. Că 5 la 2 ai 25. 21 ori 2, 42. Deci cu 42. Sigur că puteam să facem cum? Să facem? Să facem împărțirea. Luăm 1050 la 21 și ne dea 50, apoi 1050 la 10 și 105 și 1050 la 25 și face 42. Da? Așa trebuie făcut. Și acum 50 ori 1, nu? 50. Putem să vorbește. Plus 1105 ori 3 3 ori 5, 15 3 ori 1, 3 minus 42, da? Da. Și totul de împărțit la cine? Totul de împărțit la 3 supra 100. Așa, 3 supra 100 plus 1 pe 2. Nu putem să adunăm pe 3 supra 100 cu 1 pe 2, ci trebuie să facem mai întâi ordinea operațiilor, deci împărțirea asta, de aceea am și muncit mai până acum. Deci minus plus 1 pe 2 punem într-o paranteză parcă dreaptă, nu mai punem rotund dacă nu mai are rost atâta vreme cât am făcut operația, rolul fracției a fost luat de ea. Așa ceva, minus 1 pe 2 sau ori 3 pe 5. Ori 3 pe 5 minus 1 pe 2, tot într-o paranteză acolo de, și împărțit la 0,5 cât ar fi oare? 5 supra 10. Da? 5 pe 10. 5 supra 10, care se simplifică printr-un 5, știm noi când ajungem acolo, și egal mai departe cu. Hai să vedem cât va fi mai departe fracția asta. Egal cu. Expresia. Da? Cât faci acolo? Cinci cu 0,5, 1 cu 5, 6, 365, nu? Deci vine 365, din care trebuie să scădem, din 365, trebuie să scădem pe 42. 353. Scădem 42, da? Da. 2 din 5, 3. 4 din 6, 2. 323. Da? Da. Deci este 323 supra cât? Supra 1050. Da? Împărțit la... Dar în loc să zic împărțit, ce o să zic acum? Acum se împart două fracții. Se înmulțește și se... Nu. Se înmulțește cu prima, să lasă da, așa. Și se inversează. La a doua. Deci înmulțit... Cu a doua inversată, cu 100 supra 3 și plus 1 pe 2. Putem pune pe asta acum într-o paranteză rotundă, nu? Înmulțit cu 3 pe 5. Minu, ori plus 1 pe 2 mai este acolo, văd, da? Plus 1 pe 2. Sau minus 1 pe 2? 3 pe 5, minus 1 pe 2 trebuie. Dar aici și cât este? Aici a fost bine. Da. Aici mulțim cu 3 pe 5, minus 1 pe 2. Corect. Minus 1 pe 2. Paranteză dreaptă. Da? Și totul înmulțit cu cât? 5 pe 10? Adică cu 10 pe 5? Adică cu 2. Da. Când, acolo simplific pe 5, deci înmulțit cu 2. Și egal mai departe cu, ia să vedem cu cine va fi egal. Hai să vedem. Ce putem face acolo la fracțiile la două? Păi, le mulțim. Așa, mulțim, dar înainte de a face mulțirile acum, se poate face, se pot face simplificări dacă e cazul, dacă e posibil.
Ia să vedem, putem ceva simplificat să facem. Păi 100 prin 9. Și cu ăsta de aici, 1050. 100 pe 1050 printr-un 10. Da. Și eu rămas 105 aici e 10. Mai merge printr-un 5. Da. Ultima cifră e 5, da? Da. Deci, și din bacii 0. 10 împărțit la 5 face cât? 2. Da. Și 10 împărțit la 5, 2. Și 2 la 5, 10. 5 la 5 odată, 21. De acord, da? Și nu mai 3 cu 323 se poate, oare? 3, 3, 3. Stai o secundă, să le adunăm, că un număr se împarte la 3, când suma cifrelor, că din acolo 3 și cu 2, 5 și cu 3, 8. 8 nu se împarte la 3. Deci nu mai încercăm să facem împărțirea, că nu va fi cu putință. De aceea, mulțit 323 ori 2, așa, nu? De acum se mulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei și vom avea, te rog să vorbești. 2 la 3, 6. 2 la 3, 4. Așa. Supra. 46. Supra. 21 ori 3. Plus 1 pe 2. Corect. Totul mulțit cu 3 pe 5, minus 1 pe 2, da, și totul de mulțit într-o paranteză dreaptă cu 2. Și cam mai departe. Acum trebuie să aducem la același. Din nou trebuie să aducem la același numitor. Pe prima o amplificăm cu 2 și pe a doua. Se vede că nu e altă posibilitate, că nu este incorporat 2 aici, în divizor. Așadar, aici cu 2 și în partea asta cu 63. Și o să fie următoarea fracție. 2 ori 6 este 4. Adică 2 ori 6, 12. 2 ori 4, 8. Da? 1, 9. Și 2 ori 6, 12. 1292 plus 63, da? Da. Supra 2 ori 3, 6. 2 ori 6, 12. Și cu asta am făcut adunarea. Am mulțit cu cine? Cu 3 pe 5. 3 pe 5, tot într-o paranteză rotundă. Minus 1 pe 2, foarte bine. Minus 1 pe 2 și când mă punem în paranteză rotundă, ori 2. Și în calcul. Să vedem mai departe. Acum adunăm. Sigur că da, 3 și cu 2. 5. 9 și cu 6. Păi, în 9 mai trebuie un 1. 10, 15, corect. 5 și 1. Așa, 1 același cu 2. 3. Și 1. Supra 126. Ori 3 pe 5. Așa. Minus 1 pe 2, într-o paranteză, ori 2. Și egal cu. Acum înmulțim 100. Da, dar să vedem dacă sunt, dacă avem șanse să facem simplificări. Ori sus, jos, ori pe diagonală. Păi 5 ar merge. Prin ar merge pentru că ultima cifră e 5, deci prin 5 tăiem și vine 5 în 13. De 2 ori. 2 ori 5, 10. Da? 10. Și rămâne, dacă 2 ori 5, 10, rămâne 3. Coborâm pe 5. Și face 35. 5 în 35? De 7 ori. 7 ori 5, 35. Și 5 în 5 odată. De acord? Da. Ia să văd dacă și 3 cu 1126 ar merge. Merge. Din ce motiv? Cu 1 și cu 2, 3 și cu 6, 9. Și vine 3 în 12.
De 4 ori. 4 ori, 4 ori 3, 12. Și 3 în 6 de 2 ori. 27. Deci 271. Da, 271. Pe 42, da? Da. Și am tăiat cu ăsta și cu 3 de aici. Da. Da? Deci iată cât ne dă. Te rog să vorbești, 271. 272. Așa. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Totul înmulțit cu 2. Totul de înmulțit cu 2. Este egal cu. Acum, pe a doua, pe prima o amplificăm cu 2 și pe... Da, 42 se împarte la 2. Ăsta e cel mai mic. Da. Deci îl încorporează și pe 2. Așa încât, cu ori de câte ori vezi două distincte, nu ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Că nu-i cel mai mic. Da, pe a doua... Amplificăm cu 21. Da? Perfect. Numitorul comun este 42. Da. Da, 21. Și va face numitorul comun 42. Da, și vine 271. Da, 271 minus 21 ori? Ori 2. Da. Și egal cu? 0. Iată, 2 cu 42 se simplifică. Da. Și merge printr-o, și aici merge 2 în 4 de 2 ori, 2 în 2, 1, 21. Și vom spune că avem 1 din 1, 0, ai spus bine. 7 din 2, 5. Da. Și 2. 2. 250 supra 21. Da? 250 supra 21. Dacă fracția asta este reductibilă sau ireductibilă, să vedem. Ar merge prin... Ăsta de jos prin cât vrea? Prin... 3 și 7. Da. Da? Și acum întrebăm, tu vrei prin 3 și 7? Ăsta de sus? Prin 3 dacă vrea. Nu. Nu vrea. Mare șanse numai prin 7. Da. 7 în 25. De 2... 7 în 25. 3 ori 7, 21. Da? 21. Asta înseamnă că rămâne 4, coborâm pe 0, 40, 7 în 40 nu merge. Deci nu se parte exact. Cu alte cuvinte, prin cât ar fi vrut ăsta de jos, prin 3 și 7, nu vrea nici cum ăla de sus. Și dacă nu vor amândoi prin același lucru, atunci este ireductibilă. Deci mecheria care este? Te uiți totdeauna la numărul cel mai mic ca să vezi divizorii. Da. Deci la 21 am văzut 3 și 7, da? Da. Și atunci întrebăm, aceștia aș vrea să văd o care din ei și divizori pentru cealaltă, pentru numărător în cazul ăsta. Finalul este că nu am nicio șansă, nu pot să spun că fracția asta este ireductibilă. Ștefanie, aș vrea să, înainte de a trece mai departe, să mai primim la aceste exerciții. Ce crezi că s-a avut aici? Ce am urmărit eu prin exercițiul ăsta? Nu? Că l-am compus pe loc aici. Ce crezi tu că am urmărit eu cu exercițiul ăsta? Ca să vedeți dacă știu adunarea, împărțirea, înmulțirea, fracție. Deci operații cu fracții, da? Da. Deci operațiile cu fracții. Asta au fost lucrurile pe care le-am urmărit. Ba mai mult. Mai remarcăm încă ceva. În afară de că am urmărit asta, am mai urmărit alte lucruri. La momentul când am adus la aceeași numitor, puteam să dau doar două fracții. Totuși am dat din mai multe, din trei fracții. Ce crezi tu că am urmărit de n-am dat eu numai două fracții? Ca să vedeți cum aduc la același lucru. Sigur că da. Deci am urmărit să văd cum se află cel mai mare divizor comun, cel mai mic multiplu comun a mai multor numere, adică și descompunerea 21 și 10 și 25, după care am dorit să văd cum află multiplul, luăm pe cei comuni cu exponentul cel mai mare și luăm pe toți cei necomuni. Da. Apoi am vrut să văd numitorul comun acesta care e 1050 și pentru amplificare ar fi trebuit să împărțim pe 1050 la 21, la 10, la 25, dar în afară de varianta asta, mult mai ușor să vezi așa. 21, 3 ori 7. Ai pus mă 3 ori 7, 21. Și ce a rămas? 50.
foarte ușor să vezi cu cât amplifici, în loc să faci împărțirile efectiv. Da. Așa. De asemenea, la mulțiri, cum se fac mulțirile, atenție, nu mulțim fără să facem simplificările. Cu putință, tot ce se poate cu putință. Deci toate simplificările urmă. Deci operațiile cu fracții, cum lucrăm cu fracțiile cele mai mici cu putință, m-a interesat tot timpul să am fracții ireductibile, de aceea te-am întrebat de fiecare dată, oare se mai simplifică? Ia să voi vedem pe asta. Da. 1355, n-am gândit să mulțim repede cu 3. Am zis, hai să vedem simplificările. Avea 5 aici și 5 acolo. Criterii de divizibilitate. Da. Da? Deci când un număr se împarte la 2, când ultima cifră este pară, la 5 când e 0 sau 5. La 3 când suma cifrelor e. Suma cifrelor ne dă un număr care se împarte exact la 3 și la 9 la fel. Da? De asemenea, când am cercetat bunar ultima fracție, să vedem dacă este ireductibilă, am spus încă o șmecherie pe care merită să o ții minte toată viața. Și anume, pe mine mă interesează să văd dacă pot să mai simplific. Și cu cine? Cu același număr și sus și jos. Dar cum ăsta de jos are 3 și 7, da? Ca divizori, imediat îmi îndrept privirea la numărător, la celălalt și mă întreb, oare ăsta are aceiași divizori? Și 3 nu, 7 nu, și atunci am decis, este ireductibilă. Deci niște lucruri interesante care am vrut să le revedem aici. Și acum să vedem și o problemă care mi-ai pregătit-o tu. Să sperăm că o reușim să o facem. Să sperăm. Eu nădăjduiesc că o să reușim. Pentru că dacă nu mă angajez de la bun început cu ideea că o pot face, n-am nicio șansă. Ți s-a întâmplat așa, nu? Da. Dacă te apropii de problemă și te încearcă gândul că e dificilă, foarte grea, o citești așa ca să te afli în treabă, dar tu ești deja dezangajată. Da. Da? Bun. Dacă vrei, va fi un mod în care trebuie să ne apropiem de o problemă mai dificilă. Cam cum gândim? Ce strategii ne formăm? Care ar fi pașii pe care trebuie să-i parcurgem? Da, interesantă această discuție care o purtam. Deci tu alegi problema, eu încerc să văd împreună cu tine, să o dezbatem și să vedem în ce măsură o reușim. Că discuția o să o purtăm așa, nu înseamnă că tu părăsești sala și pe mine mă lași aici cu problema în față, nu? Te voi invita concret pe tine și pe toți prietenii noștri care vor vedea filmul. Da, te rog. Din totalul elevilor unei școli, 70% participă la cercul de matematică. Deci din totalul elevilor unei școli, da? Da. Deci, nu știm totalul. Da. Din total, elevi, 70% merg la matematică, nu? Așa. 45% la cel de informatică. La cercul de informatică, da? Da. La cel de informatică. Da, cercul. Cercul de informatică. Dar asta la cercul e vorba. Și aici tot la cercul de matematică, cercul de informatică aici, da? Da. Informatică. Fiecare elev participă cel puțin un cerc și 42 de elevi participă la ambele cercuri. Deci fiecare elev participă la cel puțin un cerc. Deci adăugăm aici o altă informație. Fiecare elev participă la cel puțin un cerc, da? Fiecare elev participă la cel puțin un cerc.
și 42 de elevi participă la ambele cercuri. Virgulă? S-a dărât sub să spun. Da. 42 de elevi participă la ambele cercuri. Câți elevi are școala, nu? Da. Asta e întrebarea sau mai are? Da. Da. Câți elevi sunt în școala respectivă? Păi, am putea reprezenta, mă gândesc, în 20%, 70% mare. Ce înseamnă 70%? Hai să traducem. 70% ce ar însemna? 70%. Adică 70 pe 100 e... Așa, care înseamnă 7 pe 10. Da. Da? 70. La matematică. Ce înseamnă 45%? 45 pe 100 din X. Încă 45. 5 pe 100. Da. Simplificăm printr-un 5 și facem 9 pe 20. 9 pe 20 la informatică. Informatică. Da. Și nu-i niciun copil în școala asta care nu să nu fie la unul din cele două cercuri. Da. 42 sunt la ambele. 42 sunt la ambele. Și tu ai văzut că ai și făcut o diagram acolo. Da. Și ai pus pe diagrama asta într-un cerc ai pus pe cei de la matematică, adică 7 pe 10. Asta e matematica. Și fiindcă ai și elevi comuni, 42 e aici, care se duc și într-o parte și în intersecții. Da. Care se duc și la una și la alta. Iar aici ai cât ai 9 pe 20. 9 pe 20, Ștefanie, inclusiv ca și ăștia, deci din intersecție. Da. Da? Deci 9 pe 20 din X-ul total. A, da. Din toți ele de școală. Da. Trebuie să găsim vreo idee. Pentru început, ori de câte ori mă aflu în fața unei probleme mai dificile, pentru început încerc să citesc problema o dată, de două ori. Asta e una din strategiile foarte importante, să înțelegi bine problema. Deci 70% la matematică, 45% la informatică. Din toți ele de școală. Dacă i-am adunat pe aia 70 cu 45. Așa. Și nu știu, păi aflam toate elevii. Așa. Te gândești la toți elevii. Da. Foarte tare chestia asta. Dar ține cont că și 42 sunt comuni. Deci, să zicem, notăm cu X numărul total al elevilor. Da. E bine? Da. Notăm cu X. Deci, începem rezolvarea. Notăm cu X numărul elevilor școlii. Deci, notăm cu X numărul elevilor școlii. La matematică, câți o să fie? 7 pe 10. 7 pe 10 din X. Adică 7X pe 10. Deci matematică înseamnă 7 pe 10 X și face 7X pe 10. La matematică aici sunt. Da. La informatică e 9 pe 20. La informatică din X. 9 pe
20. Adică 9 pe 20 ori x. Da. Și vine 9 ori x. Păi, 20, la ce sunt astea? La info. La info. Bine. Bun. Acum. Acum e momentul. Ca să prinzi toți elevii școlii, deci matematică și informatică. Deci acel x, x-ul total, egal cu 7x pe 10 plus 9x pe 20. Și chestia aia e că sunt unii și colo și colo. Aici trebuie să văd eu ce fac cu aceia care sunt și la matematică și la informatică. Îi împărțim la cine? Cum? La 42. Să împărțim la 42. Care este, așa, să zicem, argumentația ta? Păi să iei și la matematică. Și la informatică. Cumva s-a întâmplat să enumărăm de două ori? Da. Că i-am zis la matematică și primul la și încă o dată enumărăm și la informatică. Da. Deci în 7x pe 10 și 9x pe 20 îi sunt prins de două ori. Da. Și fiindcă sunt prins de două ori, scădem acești 42. Ca să fie o singură dată prins. Da? Da. E o mare gafă să-i lăsăm numai atâta, să-i adunăm. Trebuie să scădem pe aceea pentru că ei sunt de două, și acolo și acolo. Îi lăsăm într-un loc. Da. De aceea scădem 42. Da. Din... fii de la matematică, fii la informatică. Și iată că egalitatea acum este corectă. Că ne-a scăzut. Și asta e o relație. Deci tot miezul problemei, tot ce a spus autorul, că într-o școală sunt atâția elevi. Nu, sunt un număr de elevi, nu ne spun. 70% sunt la matematică. O să vadă ce înseamnă 70%. Adică 70 pe 100, adică 7 pe 10. Din ei, adică din X. Să vadă știm noi ce înseamnă să facem o fracție dintr-un număr. 7X pe 10 sunt matematică, 9X pe 20 informatică și zice 42 sunt la ambele. 42, foarte important mesajul de aici. La ambele. Adică, dacă am fi spus că X înseamnă matematică și informatică, ar fi fost bine dacă n-am fi avut în intersecția asta ceva comun. Da. Dacă ar fi fost așa, ăștia sunt matematică, ăștia sunt informatică, ia până apoi cu astea. Dar câtă vreme au fost porțiunea comună, trebuie să scădem porțiunea comună, pentru că ei acolo sunt adunați de două ori. Și la matematică sprind și la informatică. În final, de acum ne ducem la un calcul pur și simplu. Da. Adică în dreapta și ce avem de făcut. E o adunare de fracții. Da, e o adunare. Și cum gândești să facem? Să aducem la același numitor. Care e numitorul comun? 20. 20, sigur că da. Se împarte la 10. Deci numitorul comun este 20. Atenție ce este 1, subînțelege că e 1. Da. Da? Și echivalent, egalitatea devine x egal cu? Pe prima... Cu? 2. 2, corect. Și pe 2 ala mărțim și cu 7. Pe care pe 2? 2. 2 ori 7. Da. Amplificăm, da. Că va fi cazul. Aici mai amplificăm cu 20, da. Care e numitorul 1. Important lucru. Noi epuizăm toate fracțiile și până apucăm de lucru. Deci egal cu scriu o singură linie fracție, punem numitorul comun 20. 14 ori x. Deci 14 x plus 9 ori x. 9 ori x. Plus 20 și 2. Și 840 minus 840. Iată că arată astfel, echivalent cu x supra 1 este egal cu
14 și cu 9. 23x, deci vine 23x minus 840 supra 20, nu? Da. Așa. Acum amplificăm pe prima fracție cu 20 ca să aibă același numitor. Și echivalentă cu 20x ori x supra 20 egal cu 23x minus 800 supra 20. Acum, fiindcă au aceeași numitor, renunțăm la numitor, deci obligatoriu numărătorul trebuie să fie egal, ca să fie cele două fracții egale. Echivalent cu 20 ori x egal cu 23x minus 840. Echivalent cu. Acum scădem în ambele părți 20 ori x. Sigur că da, foarte bine. Scădem un 20 minus 20x și vine echivalent cu 0. Da. 20 minus 20 face 0. Egal cu 3 ori x. X minus 840. Corect. Acum adunăm în ambii membri 840. Nu? Da. 840. Să-și va vină 840 egal cu 840 egal cu 3x. De unde x va fi egal cu? X va fi egal cu 840 împărțit la 3. Împărțit la 3. X egal cu 840 împărțit la 3. Cât vine? Deci de două ori. Da, 36, 2, o până pe 4, 3 în 24, de 8. Da, da, de 8 ori, da. Da, 8 ori, 8 ori 3, 24, nimic și comunăm 0. Da. 240. Deci numărul de elevi din școala respective, numărul total de elevi este 840.